Clasica baladă spune: vine poliția, îmi ia toată marfa, îmi ia dolarii și mărcile, să-mi facă negre zilele. Aparține poetului Verdictus, dacă nu mă înșel, nume grecesc, probabil. Poliția este peste tot, ceva ce este un lucru cu siguranță bun, deoarece asigură liniștea, pacea și dau foarte multe amenzi pentru absolut orice lucru. Și orice ai face, nu pomeni garcea pe lângă ei, fiindcă îți vor redecora fața. Iar poliția este și în jocuri, acesta este top 7 jocuri cu poliție. Jocuri care au reușit să redea pe cât mai bine cu putință experiența de a fi un polițist sau care măcar aveau o anumită calitate unică, ce le asigură nemurirea în amintirile noastre. De menționat, Battlefield Hardline a fost lansat aproape ieri, așa că nu face parte din acest top. Poate într-unul viitor își va face apariția. Acestea fiind spuse, locul 7. Counter-Strike. Ceva ce nu știți mulți este că în Counter-Strike ești un polițist a trupei speciale, dar practic tot poliție, o ramură mai militarizată oarecum a poliției, dar fundamental tot poliție, nu armată. Nu e vorba de oameni care intră cu tancuri într-o situație, decât dacă e vorba de poliție americană, ăștia tind să fie cam extremiști în cam tot ceea ce privește armament. Fac un meci de Counter-Strike să pară de dreptul pacifist. În acest joc vei lua controlul mai multor trupe speciale din toată lumea, nu că ar fi vreo diferență între ele, sunt toate exact același, cu exact același arsenal pe care tu trebuie să-l cumperi cu propriul tău ban. Aproape de parcă ar fi, eu știu, în România și a fi fost tăier de buget și te pune pe tine ca să cumperi până și muniția, fiindcă de, dacă se practică asta la spitale cu operațiile, de ce să nu cumperi și muniția atunci când pleci misiune? Are sens dacă stai și nu te gândești. Desigur, mai poți controla și teroriștii, dar asta e altă treabă. Important este că poți fi un polițist, iar până acum vreo câteva sute de milioane de oameni au jucat Counter-Strike. Cam toată planeta știe. Locul 6. Blade Runner. Da, este un SF, însă este un joc SF la care controlezi un polițist. Diferă de jocuri SF la care investighezi lucruri precum cel din seria Tex Murphy, pentru că Tex Murphy nu era un polițist, era un detectiv particular. Dar în Blade Runner ești un detectiv de la poliție cu legitimație, care trebuie să meargă la secție, care trebuie să investigheze, să interogheze, să analizeze locația crimei, să găsească indicii, să vadă, să vorbească, să facă foarte multe lucruri polițienești, dar într-un mediu SF ce arată de parcă ar fi scos din Blade Runner, pentru că a fost literalmente scos din Blade Runner, fiindcă este Blade Runner, care în ciuda ceea ce ați crede nu este un joc, bară film la care alergi după lame. Deși poliția americană cu asta se ocupă, când nu face chestii fundamental mai neplăcute. Locul 5. Door Kickers. Iarăși un joc la care controlezi trupe speciale, dar nu un singur individ, ci o trupă întreagă. Una pe care o poți echipa după cum preferi tu, în așa fel încât să poți executa la milimetru, la milisecundă, un plan pe care tot tu îl poți desena pe planșetă după cum vrei tu, după cum crezi tu că este mai eficient pentru a putea dobori inamicul, pentru a putea aresta chiar, pentru a salva o state și pentru a opri o bombă, pentru a face multe lucruri polițienești. Trebuie chiar să recuperezi dovezi până când sunt distruse. Tot ce lipsește este un nivel la care accidental dai buzna peste o bătrânică care nu știe de ce este acum atacată de echipe SWAT. Și dacă în loc de SWAT le spunea mascați din moment ce este vorba de un joc făcut de români. Locul 4. LA Noir. Un joc de poliție grozav la care începi ca un simplu plutonier care patrulează printr-un orășel, oraș, masiv, abarancera, în uniforma sa prin anii 30-20, dar care ajunge implicat în investigarea unei crime și devine treptat un detectiv, ajungând cu timpul să investigheze o varietate de crime și de infracțiuni, căutând indicii, căutând suspecți, chiar cu posibilitatea de a greși și de a acuza, de a aresta pe cine nu trebuie. Rejucabilitate limitată, dar totuși un joc excelent. Unul care încearcă să ofere o experiență aproape completă de a fi un polițist și care la vremea sa era lăudat pentru animațiile faciale din care trebuia să-ți dai seama dacă cineva te minte sau nu. Locul 3. SWAT 4. Când vine vorba de FPS-uri tactice polițienești, SWAT 4 este cam peste oricare dintre ele. SWAT 4 este în esență Door Kickers, doar că mai avansat, în first person, la care comanzi o întreagă trupă, nu desenând din păcate planul, ci dând direct ordine pe câmpul de bătălie, bine, pe zona de acțiune, pentru că nu este un câmp de bătălie, ești poliție la urma urmei. Jocul acesta nu prea te lasă să omori oameni. De obicei îți spune: bă, tu, fără crime, ești poliție, tu incapacitezi, arestezi, declari că ai arestat pe oameni. Te asiguri că ostaticii sunt în regulă, te asiguri că martorii oculari, oameni care doar stau pe acolo, sunt și ei în regulă. Te asiguri că nu rămân arme pe jos, nu rămân droguri pe undeva pe acolo. Te asiguri că totul este făcut ca la carte, o carte care a fost scrisă de locul 2, Police Quest. Făcut pe vremea când Sierra încă mai făcea jocuri și încă mai exista, Police Quest a fost o îndepărtare majoră față de cam orice a făcut până atunci Sierra. Nu doar că era un joc plasat în lumea reală, dar încerca să fie realist, nu prin gradica sa, fiindcă era imposibil, ci prin redarea experienței de a fi un polițist. Unele dintre ele erau chiar atât de detaliate încât erau folosite de poliția adevărată pentru antrenarea începătorilor, pentru a ști care sunt procedurile, cum oprești pe cineva la semafor sau după ce te cupe semafor cu roșu, cum intri într-o zonă de conflict, cum abordezi un suspect potențial agresiv și, foarte important, cum mereu iei legătura cu sediul ca să ții la curent pe toată lumea cu ce se întâmplă. A făcut toate astea superb, ce e drept cu un control mai greu pentru mediul contemporan, dar la vremea sa era de-a dreptul glorios. Locul 1. Sam & Max, da, Sam & Max. Ce, vi se pare bizar că am pus Sam & Max în acest top pe primul loc? Nu ar trebui, pentru că Sam & Max sunt freelance police, sunt polițiști independenți, chiar în numele lor. Al doilea joc trebuia să se numească Sam & Max Freelance Police. Au până și sistema poliției pe mașina lor de poliție, au legitimații de freelance police.
Vorbesc în mod constant cu un comisar la telefon care le dă ordine, deși practic nu-l vezi vreodată, ar putea fi de fapt un fel de halucinație a lui Sam, dar asta nu contează pentru că Sam și Max sunt polițiști adevărați. Altfel nu ar avea arme, legitimații și un câine n-ar purta un costum, cravată cu pălărie, pentru că asta nu e normal. În niciun caz nu este normal. Nici faptul că în mod frecvent, în loc să oprească crimă, călătoresc în spațiu, dar hei, crima nu are hotare și nici poliția nu are. Deși practic ar trebui să aibă, pentru că de asta sunt jurisdicții. Irrelevant. Pentru Sam Max nu contează. Astfel se încheie acest top dedicat poliției în jocuri. Mențiuni speciale sunt acordate lui Max Payne, Sleeping Dog, Stranglehold, Condemned și desigur Interstate.